Binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu mântuirea noastră. Dragii mei, în seara aceasta m-am bucurat mult de ceea ce Domnul ne-a pus înainte până aici. Îi mulțumesc Domnului că ne-a conștientizat încă o dată că împărăția are nevoie de oameni care să se angajeze în lucrare. Și mulțumesc Domnului pentru toți aceia din biserica noastră care au înțeles să pună umărul la lucrarea aceasta misionară și mă rog ca Domnul să-l binecuvânteze pe fratele Darius. Mă rog ca Domnul să-i dea har. Știți că eu sunt foarte impresionat de ceea ce lucrează Dumnezeu. Alianța pentru răspândirea Evangheliei acasă, Area, s-a înființat cu numai câțiva, cu un an practic înainte de a veni COVID-ul. Are o istorie scurtă, dar sunt foarte bucuros să văd că Dumnezeu poartă grijă să ridice oameni. Și știți că dintre misionarii Area, câțiva dintre ei, nu știu să vă spun numărul exact, sunt veniți din țările occidentale, din diaspora românească, au venit, știu, persoane care au venit din Italia, care au venit din Spania, iată, din Franța și din alte părți, ca să facă lucrarea lui Dumnezeu, lucrare misionară. Domnul a zis într-un context anume, dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Dacă nu facem noi ce trebuie pentru lucrarea misionară, lucrarea lui Dumnezeu se va face oricum. Însă mai bine să o facă Domnul cu noi. Doamne, ajută-ne! M-am bucurat să văd eu însumi lucrarea pe care o face fratele Darius. Am fost acolo la ordinarea lui, în slujbă. Și m-am bucurat nespus de mult să văd oameni care vin din toate părțile să fie și ei părtași la această lucrare. Bine, frate Darius, din toată inima doresc ca Dumnezeu să fie totdeauna alături de tine în lucrare. Amin. Să te binecuvânteze și să dea izbândă lucrării. Și m-aș bucura nespus de mult ca dintre tinerii noștri, el n-a apucat încă să spună toate cele, dar câte un grup de misiune din Biserica Poarta Cerului, nu-i așa, Darius, că e binevenit? El zice, aleluia! Facă Domnul ca tinerii noștri care fac misiune de altfel să se oprească și la Târgu Cărbunești să facă lucrare. De altfel, în seara asta am înțeles mai bine fratele Darius înainte ca să meargă în Franța. El a fost pe aici printre noi, a stat cândva aici în căminul școlii biblice, a fost pe aici prin biserica noastră și astăzi am aflat că de altfel suntem destul de legați într-un fel anume prin ceea ce a făcut Domnul în viața lui Darius. Dragii mei, în seara aceasta aș vrea să continuăm să stăm lângă Sfântul Cuvânt al Domnului ca să învățăm lucruri de folos. Vă e greu dacă vă voi cere să vă ridicați în picioare pentru câteva momente ca să citesc un cuvânt din Scriptură, un cuvânt pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan la capitolul 11, de unde vom citi primele 6 versete. Ioan, capitolul 11, de la versetul 1 la versetul 6. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și a șters picioarele cu părul ei. Și Lazar cel bolnav era fratele ei. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Deci când a auzit că Lazar este bolnav, a mai zăbovit 2 zile în locul în care era. Amin. Vă rog să vă așezați.
Nu vi se pare că am încheiat citirea acestui cuvânt într-un loc nepotrivit? Adică Lazar, pe care Scriptura spune că Domnul iubea, era bolnav. Domnul aude despre boala lui și mai zăbovește două zile. Nu vi se pare ciudat că Domnul nu s-a grăbit să se ducă la cel pe care îl iubea ca să-i întindă mână de ajutor? În seara aceasta, titlul mesajului pe care îl aduc înaintea dumneavoastră este Iubiți și totuși zdrobiți. Și aceasta pentru că există un mit. Dacă vreți o teologie populară, potrivit căreia, dacă te iubește Dumnezeu, pe toate le face cum îți place ție. Și te binecuvântează Dumnezeu când te iubește. Nu-i așa? Ne binecuvântează Domnul. Numai că noi înțelegem prin binecuvântare ceea ce vrem noi. Și Dumnezeu prin binecuvântare înțelege ceea ce știe El că este binecuvântare. Dragii mei, aș vrea astăzi să ne ducem cu gândul la faptul că necazurile care vin în viața celor credincioși sunt de fapt un adevărat test. Știți ce se întâmplă când vin necazuri în viața oamenilor? Aș vrea să vă aduc aminte de una dintre cele mai cunoscute pilde pe care le-a rostit Mântuitorul, pilda semănătorului. Și vorbește în pilda aceea despre sămânța căzută pe pământ pietros, care crește, se dezvoltă și după aceea zice Domnul când interpretează această pildă, zice după aceea vin necazurile, vin problemele, vine arșița, vine greul și se termină, nu mai aduce rod sămânța aceea. Sau sămânța căzută între spini, ajunge să fie înnăbușită de grijile și de necazurile lumii acesteia. Și nici asta n-aduce rod. Dar aduce rod sămânța care este căzută în pământ bun. Dragii mei, realitatea este că încercările și necazurile sunt perioade în care peste noi toți vine îndoiala. Ne punem întrebări. Așa ne place câteodată, mai ales când necazurile vin în viața altcuiva, să zicem, o fi ceva, l-a atins Domnul, l-a pedepsit Domnul. Sau dacă vin în viața noastră, așa ne punem întrebări și zicem, Doamne, dar de ce se întâmplă asta? Toți oamenii, absolut toți oamenii, își pun întrebări și au îndoieli atunci când se întâlnesc cu necazul. Vi-l dau exemplu pe Ioan Botezătorul. Un om despre care Domnul Iisus Hristos spune că este cel mai mare om născut din femeie. Și când a dat de necaz și a fost aruncat în închisoare, știți că a stat în închisoare, în greul gratiilor și al lanțurilor, și a ceea ce înseamnă închisoare, izolare, și-a trimis prin cineva vorbă la Domnul, la Domnul despre care el mărturisea pe malul Iordanului și zicea, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și iată-l pe Ioan acum în închisoare, lovit de necazuri și de încercări, trimite pe cineva la Domnul Iisus și a zis, du-te și întreabă, tu ești acela? Care acela? Acela, adică mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, tu ești acela sau să așteptăm pe un altul? Dragii mei, necazuri
au toți oamenii de pe pământ. Dacă cineva n-a avut până acum, lăsați-mă să vă spun, urmează. Nu vă place ceea ce vă spun, urmează. Dar de ce, Doamne? De ce vin necazuri în viața noastră? Uitați-vă aici, în Ioan, capitolul 11, este una dintre cele mai mari minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Învierea lui Lazar, care era în mormânt deja de 4 zile. Miroase greu, Doamne, ziceau surorile. Miroase greu acum. Deja a intrat în putrefacție. Dar ca să contextualizăm și să înțelegem lucrurile, Domnul Iisus fusese în Ierusalim. Și din Ierusalim a plecat pentru că iudeii căutau să-l omoare. S-a dus din Ierusalim și s-a oprit în Perea. Și a stat în Perea și și-a făcut lucrarea în Perea. Și în timpul acesta, surorile au trimis vorbă la Domnul și au zis, Lazar, acela pe care Tu-l iubești, Doamne, este pe moarte, este bolnav. Și mi se pare foarte, foarte interesant că Domnul zice, boala aceasta nu este spre moarte, ci boala aceasta are scopul glorificării lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să ne punem o întrebare în această seară. De ce zăbovește Domnul când unul dintre cei iubiți de Domnul are nevoie de ajutorul Lui? Aici este mirarea mea și a fiecărui cititor al Scripturii. Știți dumneavoastră că Scriptura ne arată că Domnul iubea și pe Maria, iubea și pe Marta, iubea și pe Lazar. Și totuși, Domnul întârzie să vină în casa unde oamenii de acolo credeau că e atât de necesară prezența Lui. Sau haideți să punem întrebarea și altfel. Când Domnul a venit totuși la mormântul lui Lazar, știți că nu a intrat în mormânt să-și pună mâinile peste el, l-a înviat de la distanță. A zis, dați piatra la o parte și a strigat întâi către Tatăl și apoi a zis, Lazare, vino afară. Dacă tot l-a putut învia de la distanță, de ce nu l-a înviat de ce nu l-a vindecat de la distanță, din Perea? Că Domnul l-a vindecat, vă rog să țineți cont de faptul că în Scriptură există relatări ale unor vindecări făcute de Domnul de la distanță. Du-te, fiica ta trăiește! Însă Domnul vrea în această seară să ne învețe câteva lucruri importante pe fiecare dintre noi. Întârzierile Domnului, cât de greu le putem înțelege, sau aș zice mai bine, vai cum nu înțelegem noi întârzierile Domnului. Însă, dragii mei, în această seară vreau să subliniez un adevăr. Domnul iubea pe Maria, așa zice Scriptura. Maria era aceea care l-a uns pe Domnul, i-a șters picioarele cu părul ei, stătea la picioarele Domnului, o femeie lăudată de Domnul și iubită de Domnul. Oare de ce a lăsat Domnul ca Maria să sufere la moartea fratelui său, Lazar? Domnul o iubea pe Marta. Marta era o femeie ospitalieră, spune Scriptura că l-a primit pe Domnul în casa ei. Marta slujea cu multă hărnicie pentru Domnul. Domnul o iubea și pe Marta, zice Scriptura. Și interesant, zice Scriptura că Domnul iubea și pe Lazar. Încă de 2 ori ni se spune în acest pasaj că Domnul iubea pe Lazar. Și atunci, întrebarea este aceasta. Dacă Dumnezeu îi iubește, de ce îngăduie ca ei să sufere? Nu v-ați pus această întrebare vreodată când ați avut necazuri? Sau noi punem problema altfel?
nu mă mai iubește Dumnezeu. Că mi s-a întâmplat asta sau mi s-a întâmplat cealaltă. Cred că nu mă mai iubește Dumnezeu. Dragii mei, îmi vine în minte cuvântul rostit de prorocul care zice: pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine, zice Domnul. O, dacă am putea noi să înțelegem că în realitate Dumnezeu ne iubește, și aș vrea să vă chem astăzi, nu lăsați această teologie populară și greșită să vină peste viețile noastre, nu lăsați aceste mituri să ne cuprindă viața și să stăm și să zicem: dacă mi s-a întâmplat cu tare necaz, înseamnă că Dumnezeu m-a uitat, înseamnă că lui Dumnezeu nu-i pasă de mine sau înseamnă că Dumnezeu nu mă iubește. Mie îmi place nespus de mult să citesc acest cuvânt, pentru că el exprimă în mod clar și explicit dragostea pe care Domnul avea pentru familia aceasta din Betania. Și atunci întrebarea este aceasta: de ce lași, Doamne, o familie iubită de tine să fie zguduită de necaz și de încercare? Domnul a zis așa, și vă rog să țineți minte: boala aceasta nu este spre moarte, adică nu moartea este finalitatea ei, ci spre slava lui Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu este finalitatea ei, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și aș vrea să învățăm câteva lucruri. Vă rog să luați în considerare aceste lucruri și să le țineți bine minte, pentru că ne vor fi de folos. Pentru că am zis așa: cu necazul ne vom întâlni toți mai devreme sau mai târziu. Primul lucru pe care vă rog să-l țineți minte este faptul că Domnul îngăduie ca cei iubiți de El să sufere. Nu ne place să auzim asta. Domnul îngăduie ca cei iubiți de El să sufere. Și e interesant, subliniez iarăși, Domnul iubea pe Maria, Domnul iubea pe Marta, Domnul iubea pe Lazar. Și totuși Domnul întârzie când este chemat și lasă tragedia să cuprindă toată casa lor. Ce fel de dragoste este aceasta? Ne punem noi întrebarea. Și totuși, dragostea adevărată a Domnului a lăsat să vină necazul și să vină încercarea peste familia din Betania? Lazar era bolnav și boala înseamnă durere. Și a lăsat Domnul ca Lazar să treacă prin durere? A lăsat Domnul ca Lazar să treacă prin moarte, să se întâlnească cu moartea? Dragii mei, mă întorc la acest mit, la această teologie populară, care, din nefericire, este prea ușor purtată din gură în gură și face pe unii să creadă că dacă te-ai întors la Domnul, să vezi ce bine o să-ți meargă toate lucrurile. Eram cu ani mulți în urmă, un frate dintr-un sat s-a întors la Domnul, dintr-un sat de aici, de undeva din județul Timiș. Și după ce s-a întors la Domnul, a dat boala în găinile lui și au început să-i moară puii, să-i moară găinile. Și omul m-a căutat și a zis: frate Nelu, vorbesc cu oamenii din sat că m-a bătut Dumnezeu pentru că m-am pocăit, că de-aia mor găinile. Am zis: bietul om, am căutat să-l încurajez și să zic: frate, nu de-aia îți mor găinile, că te-ai întors la Domnul. Așa zic oamenii din sat. Însă tu trebuie să înțelegi ceva, că tu ești unul dintre cei iubiți de El. Și tot ce se întâmplă celor iubiți de Domnul are un scop. Și scopul se ascunde în acest cuvânt pe care l-a spus Domnul: boala aceasta, necazul acesta, nu este spre moarte, n-are finalitate aici, ci are ca finalitate gloria lui Dumnezeu, care este eternă. Dragii mei, n-aș vrea să ne lăsăm înșelați niciunul dintre noi de această învățătură falsă potrivit căreia dacă
te-ai întors la Domnul, totul este roz. Uitați-vă pe paginile Sfintelor Scripturii, uitați-vă la Apostolul Pavel. Eu mă îngrozesc și mă înfior când citesc în a doua epistolă către Corinteni greutățile slujirii Apostolului. Și zic, Doamne, îți mulțumesc că eu nu m-am întâlnit cu așa greutăți. Pe mine m-ai văzut mai slab și mai cruțat, mai scutit, Doamne. Dar uitați-vă ce greutăți are Apostolul. Temniță, bătăi, lovituri, învinuit pe nedrept și toate celelalte. Dragii mei, ne punem întrebarea, de ce, Doamne, nu te-ai grăbit să-l vindeci pe Lazar, să n-ajungă până la ceea ce noi numim moarte? Știți dumneavoastră că vindecarea nu e ultima soluție pe care noi trebuie să ne-o dorim ca oameni? Nu vă place ce vă predic în seara asta? Nu e ultima soluție! Pe paginile Sfintelor Scripturi avem exemple. Despre Zedechia ați auzit? A fost vindecat de Domnul și s-a prelungit viața cu 15 ani. I-a fost spre binecuvântare prelungirea vieții? Nu! Uitați-vă la el! A păcătuit! În perioada aceea s-a născut un fiu, Manase, și dacă vă uitați la istorie, veți vedea că Manase a fost o adevărată pacoste. Nu totdeauna vindecarea este soluția cea mai bună. Zic încă o dată, știu că nu vă place. Apoi, dragii mei, vă rog să înțelegeți încă ceva. Dacă te-ai întors la Domnul, Domnul te vindecă, Domnul te binecuvântează, știți că nici binecuvântarea materială nu este întotdeauna o binecuvântare? Nici asta nu vă place. Dar vai, ca să vă dau exemplu din Scriptură, nu din altă parte, era unul căruia i s-au înmulțit roadele, și-a făcut hambarele mari, și-a făcut una și alta, și Domnul s-a uitat spre el, nebunule, i-a zis, Domnul, tu ți-ai pierdut sufletul, chiar în noaptea asta s-a terminat cu sufletul tău. Dragii mei, iată că oameni neprihăniți și oameni iubiți de Domnul pot să sufere boli și necazuri în această viață. Vă chem să fim oameni realiști, față în față cu ceea ce ne învață Scriptura, pentru că altfel, ascultați-mă, nu odată am stat lângă oameni care l-au slujit toată viața pe Dumnezeu și când au ajuns la încercare, au pus întrebarea asta, m-a părăsit Dumnezeu, m-a uitat Dumnezeu și Dumnezeu nu l-a uitat nici de cum. Atunci era mai tare strâns în brațele lui Dumnezeu. Atunci era Dumnezeu cel mai aproape și ce păcat să te lași lovit de astfel de îndoiel și de o astfel de necredință. Aș vrea să nu uităm, mai zic o dată, Domnul îngăduie ca cei iubiți de El să sufere. Na, frate Nelu, ce ți-ai ales să predici în seara asta? Vreau să vă spun că nu mi-am ales. Mi s-a dat. Și aceasta, ca noi să fim pregătiți în orice vreme, să înțelegem că planurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna mai mari decât planurile noastre. Cine știe ce zice versetul acela, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre, ci când sunt de sus cerurile față de pământ. Așa e de mare diferența între ce gândește Dumnezeu și ce gândește omul. În al doilea rând, noi nu putem ști totdeauna de ce îngăduie Dumnezeu suferința. Eu ridic în fața dumneavoastră niște întrebări legitime. Noi nu putem ști întotdeauna de ce îngăduie Dumnezeu suferința. Și atunci ce facem? Prima noastră reacție când vine suferința și necazul este aceasta. De ce, Doamne? Și după aceea următoarea reacție este, m-ai părăsit, Dumnezeule. M-ai uitat, Doamne. Dragii mei, cred că ar trebui să schimbăm întrebările noastre. Și în loc să zicem, de ce, Doamne, ce-ar fi să ne punem întrebarea, oare ce vrea să facă Dumnezeu prin asta în viața mea?
Pentru că Dumnezeu are un plan. Culmea, Lazar pe care îl iubea, Maria pe care o iubea, Marta pe care o iubea, Dumnezeu le lasă să treacă prin această încercare. De ce, Doamne? Și Domnul răspunde, dar nu direct către ele, către ucenici, zice, boala aceasta nu este spre moarte, necazul acesta nu este înspre moarte, ci este înspre slava lui Dumnezeu. Uitați-vă, același lucru l-a spus Domnul când, în Ioan la capitolul 9, aduceți-vă aminte, ucenicii erau cu Domnul și au văzut un orb din naștere. Și ucenicii au pus întrebarea, Doamne, de ce s-a născut orb omul acesta? Cine a păcătuit că s-a născut orb? Și Domnul a răspuns și a zis, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Poate te întrebi astăzi și zici, ce fel de Dumnezeu este acesta și ce fel de dragoste e aceasta? Să ia Dumnezeu într-o singură zi, să îngăduie Dumnezeu să-i fie luați lui Iov 10 copii într-o zi. Să-i fie luat tot avutul lui și toate cele pe care le avea într-o singură zi să se ducă toate. Și vei întreba, Doamne, dar ce înseamnă asta? Dacă ne uităm în istoria lui Iov, îl vedem pe Iov care și-a pus mâna la gură și a zis, Doamne, nu sunt eu vrednic să judec lucrurile acestea, dar l-a văzut pe Dumnezeu la sfârșit și a văzut slava lui Dumnezeu și asta cântărește mai mult ca orice. Dragii mei, haideți să înțelegem puțin dragostea. Aveți pe cineva pe care îl iubiți tare, 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 tare? Ce ați vrea să faceți pentru cel pe care îl iubiți tare, 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 tare? Ce ați face pentru el? Nu l-ați duce la vaccin, nu? Când e copil mic, nu l-ați duce să-l vaccinați, nu? Sau nu l-ați duce la doctor când e bolnav, că doctorul îi dă injecție. Spuneți, dragi părinți care vă iubiți copiii, asta este expresia dragostei pentru copil. Ce veți face pentru copilul vostru? Veți face ceea ce îi asigură o fericire continuă. Nu-l feriți de o injecție a momentului, ci vă asigurați, chiar dacă acum îi dă injecție, va fi copilul meu sănătos de aici încolo. Nu-i așa? Ce faci pentru cel pe care îl iubești? Aș vrea să înțelegi că cine ne iubește cu adevărat, ne dă tot ce e mai bun și mai important. Și întrebarea este aceasta, ce e cel mai bun și mai important pentru noi? Vindecarea? Minunea aia, ieșirea din necazul ăla, ieșirea din problema asta, e lucru chiar cel mai important de care depinde fericirea noastră veșnică? Dragii mei, vă voi răspunde zicând așa. Cel mai important pentru noi este să experimentăm pe deplin gloria lui Dumnezeu, adică ceea ce ne poate da bucurie profundă și de durată veșnică. Asta e lucrul cel mai important. Și Dumnezeu așa înțelege lucrurile. Să ne dea ceea ce ne poate asigura fericirea, nu numai acum, ci ceea ce ne dă fericirea pentru vecii vecilor. Boala aceasta nu este spre moarte, ci este ca să se vadă slava lui Dumnezeu în care vreau ca Lazar să rămână, să rămână în slava lui Dumnezeu, Maria să rămână în slava lui Dumnezeu, Marta să rămână în slava lui Dumnezeu. Vedeți, când vine suferința în viața noastră, frații mei, surorile mele, haideți să înțelegem. Dacă cuiva-i pasă de noi când suferim, mă apropiu de microfon să fiu bineînțeles. Cel mai mult îi pasă Domnului. Cel mai mult îi pasă Domnului.
Însă atunci când noi suferim, aș vrea să știm, suferința în viața celor credincioși are caracter constructiv, adică Dumnezeu fie vrea să construiască ceva în noi pentru veșnicie, fie are caracter corectiv, fie că Dumnezeu vrea să corecteze ceva în viața noastră. Dar amândouă acestea lucruri demonstrează dragostea lui Dumnezeu pentru noi. El vrea să zidească ceva în noi bun, vrea să ne crească sau vrea să ne corecteze. Și toate acestea pentru că ne iubește. Unde-i mitul ăla care zice, l-a bătut Dumnezeu pe ăsta? No way! Nu! Nu, dragii mei! Este dimpotrivă expresia dragostei lui Dumnezeu. Vai de acela pe care Dumnezeu îl lasă în treaba lui! Dar ferice de acela pe care Dumnezeu îl prelucrează. Și câteodată Dumnezeu îngăduie suferința, așa cum am zis, ca să construiască ceva în noi, apoi ca să corecteze ceva în noi, apoi câteodată ca noi înșine să putem fi de folos altora. Dragii mei, nimic nu-i mai frumos. Uitați-vă, este un verset în 2 Corinteni 1:4, care zice așa despre Dumnezeu, că ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Știți că nimic nu-i mai frumos decât să știi că unul care a trecut prin necaz se întâlnește cu unul care trece prin necaz. Și vine și îi spune, să știi că am fost și eu pe acolo. Fetița noastră, Daniela, când se întâmplă să aibă ceva, întreabă așa, tata, tu ai avut asta? Și zic, am avut. Și deja e încurajată. A avut și tata. Și nu mai are. Ei bine, dragii mei, aș vrea să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră că Dumnezeu ne folosește și câteodată trecem pe cărări nedorite de noi pentru ca peste un an, peste doi, să stai alături de cel ce trece pe o cărare grea și să-i zici, dragul meu, am fost și eu pe acolo. Și cu mângâierea cu care ai fost tu mângâiat, să poți să mângâi și tu pe altul. Așadar, dragii mei, noi nu putem ști întotdeauna de ce îngăduie Dumnezeu suferința, dar putem să înțelegem că Dumnezeu are un scop. Acum aș vrea să înțelegem că noi nu putem duce totdeauna, noi aș vrea să înțelegem că uneori ni se pare greu în mijlocul necazului și totdeauna ni se pare greu și zicem, Doamne, nu îngădui, nu ne lăsa și așa mai departe. Însă știți ce e frumos? Totdeauna noi putem să ducem necazurile noastre înaintea Domnului. Aici este frumusețea. Uitați-vă, mi-e dragă familia aceasta din Betania și mie. A venit necazul în casa lor, Lazar s-a îmbolnăvit. Surorile au trimis la Iisus să-i spună, în versetul 3, surorile au trimis la Iisus să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Așa îmi place asta. Surorile au trimis să-i spună, n-au zis, Doamne, vino repede aici, nu? Surorile au trimis să-i spună, Doamne, acela pe care îl iubești este bolnav. Nu i-au cerut să vină repede să vindece pe fratele lor. Nu i-au cerut nimic, doar l-au anunțat despre necazul lor. Și aici este frumusețea înțelegerii suveranității lui Dumnezeu. N-au pretins vindecarea fratelui lor, deoarece știau că aveau a face cu un Dumnezeu suveran. Și mai mult decât atât, dragii mei, știți ce-mi place? N-au zis, acela care te iubește e bolnav. N-au zis așa. Au zis, acela pe care îl iubești este bolnav. N-au făcut apel la Domnul pe baza ceva ce era în ei. O, ce bine ar fi să înțelegem asta. Nu putem face apel la Domnul când ne rugăm pe baza ceea ce e în noi, pe baza meritelor noastre, ci pe baza ceea ce este El și în El este dragoste pentru noi. Eu pot să spun astăzi, fără teama de a greși, pe voi cei care sunteți sub privirile mele și pe voi, vă iubește Domnul. Nu mă tem că greșesc, vă iubește Domnul. Și nu mi-e greu să zic, Doamne, aceștia pe care Tu iubești au nevoie de Tine.
Dragii mei, o rugăciune matură, aș vrea să înțelegem, nu este o rugăciune care încearcă să forțeze mâna sau care vine cu merite personale. Știți cântarea aia? Adu-ți aminte de-a mea silință ce pentru cauza Evangheliei am luptat și voi lupta. Am mers înainte cu sârguință, deși am fost de încercări înconjurat. Știți ce e asta? Aroganța omului care el a făcut ceva pentru Domnul, servicii, i-a făcut servicii Domnului și acum vino, Doamne, să faci contraservicii. Nu, nu, dragii mei. Înaintea Domnului, tot de microfon mă apropiu ca să zic, noi n-avem niciun merit decât acela că El ne iubește. Ca să ne rugăm așa cum trebuie, ascultați-mă, frații mei, întreacă-t. Haideți să cerem de la Dumnezeu lucruri care aduc glorie lui Dumnezeu, dacă vrem rugăciunea noastră să fie ascultată. Cereți lucruri care aduc glorie lui Dumnezeu. Cere numai în baza meritelor lui Iisus Hristos, nu în baza meritelor tale. Depărtează-te, separă-te de păcat, stai la distanță de păcat dacă vrei rugăciunea să-ți fie ascultată. Crede că Domnul poate să-ți dea orice îi cere și continuă să fii stăruitor în rugăciune până când capeți răspuns. Dar vreau să vă spun încă un lucru, sau două. Dragii mei, când treci prin necaz, aici este cheia. Totdeauna privește suferința prin prisma dragostei lui Hristos. Vedeți dumneavoastră, eu port ochelari. Și când mă uit la dumneavoastră, acum dacă mi-am dat jos, să știți că nu prea disting fețele dumneavoastră. Nu disting, de fapt. Nu că nu prea. Nu disting fețele dumneavoastră. Îmi pun ochelarii și vă văd clar. Și vă văd bine. Ei, când ne uităm la suferință prin prisma sau prin ochelarii dragostei lui Dumnezeu, atunci vom înțelege ce face Dumnezeu în viața noastră. Greșeala noastră este că ne uităm la Dumnezeu prin ochelarii suferinței. Aici este problema. Când ne uităm la Dumnezeu prin ochelarii suferinței, știți ce se întâmplă? Începem să zicem, Doamne, Tu nu mă iubești. Doamne, Tu m-ai uitat. Lucru care este cu totul și cu totul fals. Să nu greșim, frații mei și surorile mele. Veniți să ne uităm întotdeauna la tot ceea ce ni se întâmplă prin prisma dragostei lui Dumnezeu și vom zice și vom vedea, ascultați-mă, când ne uităm la ceea ce face Dumnezeu și vom zice, Doamne, știu că mă iubești, am ajuns într-o încurcătură, sunt într-o încurcătură, Doamne, ce vrei să-mi spui prin asta? Și vei înțelege ce-ți spune Domnul, că trebuie să depinzi mai mult de El. Pentru că, uitați-vă dumneavoastră, dragostea lui Dumnezeu câteodată implică întârzierile acestea care nu ne plac nouă. Am predicat cândva, cred că era în vonul pe partea aceea, despre întârzierile lui Dumnezeu din Psalmul 13, dacă mă aduc bine aminte. Am predicat de ce întârzie Dumnezeu, pentru ce carele tale, Doamne, vin așa încet. Numai că întârzierile acestea, dragii mei, au întotdeauna un scop. Uitați-vă, Marta, îi zice Domnul Iisus în versetul 21, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Ai întârziat, Doamne, cu alte cuvinte. Maria, în versetul 32, Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Vedeți dumneavoastră ce gândeau ele? A întârziat Domnul. Numai că motivul întârzierii era tocmai dragostea lui Dumnezeu. Prin întârziere aveau ele să vadă gloria lui Dumnezeu. Ascultați-mă, e una să vezi vindecarea și să zici, Lazare, fii vindecat. E lucru mare să vezi vindecarea. Dar ce ziceți să vezi un mor de 4 zile că se ridică din mormânt? E mai mare slava lui Dumnezeu. Nu-i așa? Adică Dumnezeu a îngăduit lucrurile acestea ca să se vadă ce este mai bun. Știu că nu vă pică bine un astfel de mesaj.
Dar din nou spun, dragii mei, n-aș vrea să fim lipsiți de realism, ci aș vrea să înțelegem că Dumnezeu binecuvântează în multe feluri. Noi am vrea binecuvântările din poveștile orientale, eventual, așa, prinții aceia din poveștile orientale pe care îi poartă covorul, îi ajută să zboare cu covorașul încoace și încolo, vine cornul abundenței și curge peste ei și credem că numai asta e binecuvântare. Frații mei, surorile mele, adevărata binecuvântare ne-o dă Domnul ca ea să rămână pentru vecii vecilor în noi. Și încercările din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Dumnezeu, dragii mei, ne iubește. Nu vedeți dumneavoastră cât de slabi suntem? Nu vedeți dumneavoastră că suntem gata pentru plăcerile de o clipă ale păcatului să pierdem veșnicia? Și atunci ne mirăm că ne mai scutură Dumnezeu. Nu vedeți că suntem în stare să ne înrădăcinăm aici ca și cum n-am vrea să plecăm niciodată din locul acesta? Ei bine, Dumnezeu are planuri mult mai mari. Și atunci, de ce n-am zice, Doamne, fă cum vrei în viața noastră, dar mântuiește-ne sufletul. Uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu, oameni maturi spiritual, au stat înaintea lui Dumnezeu și au zis, Doamne, indiferent de ce mi se întâmplă aici, eu vreau să mă asigur că nu dau pentru clipa de aici veșnicia. Da, cei iubiți de Domnul se întâlnesc cu necazul, se întâlnesc cu suferința. Iubiți și totuși zdrobiți. Și aceasta, pentru că Dumnezeu are planuri mult mai mari decât gândim noi pentru viața noastră. Din nefericire, noi ne oprim la lucrurile pe care le vedem aici, în jurul nostru, și pierdem din vedere perspectiva veșnică. Odată într-o biserică, s-a rugat biserica pentru vindecarea mamei uneia dintre surorile din biserică. O soră mai în vârstă avea fiica în biserică și, mă rog, sora în vârstă a fost bolnavă și adesea în biserică zicea să ne rugăm pentru mama sorei noastre ca Domnul să o vindece. Și a murit. Într-o zi, mama ei a murit. Duminica imediat după înmormântare a venit fiica îmbrăcată în haine de doliu, a venit la biserică. Și a ieșit înainte un copil așa mic, cu ochii în lacrimi. S-a apropiat de ea și i-a zis, să știi că eu m-am rugat pentru mama ta, dar Dumnezeu nu m-a ascultat. Și dintr-o dată au trecut-o fiori pe sora noastră, au trecut-o fiorii. Și a înțeles că are un cuvânt de spus copilului aceluia. L-a ținut lângă ea, l-a văzut cu lacrimi în ochi, dezamăgit că Dumnezeu nu l-a ascultat pe el care s-a rugat pentru vindecarea mamei surorii noastre, și s-a uitat la el și a zis, auzi, așa-i că tu ai vrut și ai cerut la Dumnezeu cel mai mare bine pentru mama? Și a zis, da, așa m-am rugat, să o vindeci, să-i facă cel mai mare bine. Și i-a zis femeia așa, să știi că Dumnezeu i-a făcut cel mai mare bine, a luat-o acolo lângă el, a luat-o acolo lângă el unde nu-i boală, unde nu-i necaz, unde nu-i suferință. Și dintr-o dată chipul acela, pe care erau lacrimi, dintr-o dată chipul acela s-a înseninat. Deci, mi-a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Sigur că ți-a ascultat Dumnezeu rugăciunea! Și asta vreau să vă spun, frații mei, surorile mele, Dumnezeu ne ascultă când ne rugăm. Dar vă rog să nu uitați, noi nu știm cum să ne rugăm totdeauna. Noi ne rugăm pentru vindecare și dea Domnul ca ai lui copii să capete vindecare. Dar facă Domnul ca niciunul dintre ai săi copii să nu se piardă, ci toți să ajungă în patria cerească, în patria mântuirii. Pentru că e mai scumpă fericirea veșnică decât bucuria care trece repede. Că știi cum e? Te vindeci de una,
și vine alta, Gabi, da? Vine alta. Te vindeci de una și vine alta și e mai greu. Însă, dragii mei, ceea ce contează cu adevărat este să avem sufletul în mâna Domnului și în această seară. Oricine ești în locul acesta, fă-ți bine socotelile. Ți-ai pus sufletul în mâna Domnului? Dacă nu ți l-ai pus, grăbește-te să-l pui acolo. E cea mai mare asigurare, cea mai bună asigurare pe care poate să o aibă cineva. Sufletul să-ți fie în mâna Domnului. Și apoi este o cântare al cărui text e scris de un om matur. Nu mi-aduc, îmi trece prin minte acum. Facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ. Nu ne place asta, cum să-mi cadă mie planurile la pământ? Dar zice omul lui Dumnezeu, facă-mi-se întotdeauna după Sfântul Tău cuvânt. Chiar de-ar fi, Doamne, să nu se împlinească nimic din ce am vrut eu. Ce ziceți? E complicat. Dragii mei, eu nu v-am predicat să vă placă. V-am predicat în această seară ca să ne trezim și să înțelegem că mai important ca orice pentru noi, pentru oricare dintre noi, este mântuirea sufletului nostru. Ascultați-mă, ca mâine nu mai suntem pe pământul acesta. Ascultați-mă bine, mă uit la viața mea. Mă uit cum s-a scurs ea. Și acum îmi fac socotelile. Acele ale coborârii, ale despărțirii de pământul acesta. Stau și fac astfel de socoteli. Dragii mei, s-a dus așa de repede. Vă spuneam altă dată exemplul bunicului meu pe care l-am întrebat copil fiind. L-am întrebat, 88 de ani a trăit bunicul. Și am zis, bunicule, cum ți se pare că au trecut anii ăștia? Și mi-a zis, parcă mai ieri eram copil și mă jucam pe uliță cu copiii. Și astăzi pot să spun eu, dragii mei, s-a dus așa de repede, ne ducem așa de repede. Tot ceea ce contează este să avem sufletul asigurat în mâna Domnului. Ferice de cei ce își pun sufletul în mâna Domnului. Pune-ți-l și tu și va fi ferice de tine.